geamul ei este deschis. De ce am găsit? Îngui mașina? Nu, nu îngui mașina. În ce-ai mai înseamnă, încă-i mașina? Taca, 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 duminica. Duminica e taca, 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 taca. Cum vă spuneam... Stai un pic tu, femeie, tu. Pune mizeria asta de cameră. Ce gust. Ce gust am. Bueno, mira! Es un gran día en el barrio y todo el mundo sabe lo que está pasando. La barbacoa está encendida y la gente está gozando. Salut! Da, suntem în... Unde suntem? Hai zi, vorbește! Cărăcit! Cărăcit! Cărăcico! Suntem în Garacico, am venit să mâncăm prăjitura noastră preferată, tres leches. Cristina poate să o facă și acasă, dar e duminică, ziua Domnului și nu, astăzi nu lucrăm, doar ne odihnim. Și ce am vrut să vă arăt, parcarea asta de obicei, în august, este full, n-ai loc, nu, dai ture, nu te... Uite unde am parcat-o, la buza aici, așa, cum ieșim. Garacico. Garacico, care este așa de frumos. Bine, v-am mai adus noi aici, în Garacico. Și ce e, ce dată suntem? Suntem 19 noiembrie 2023. It's the make it today. Uite că s-au pus astea de Crăciun, stați să vedeți, de Navidad. Escucha bien mi ritmo que te traigo. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Sabroso. Gózalo, gózalo. Mira. Disfrútalo. Așa sunt piscinele naturale din Garacico. Este așa. Eu nu le-am văzut niciodată în folosință iarna, acum. Deci, practic, bine, încă nu iarnă. Oficial iarnă în decembrie, dar totuși noiembrie se consideră toamnă târzie și nu știu dacă se vede acolo, o să zoomez eu imediat. Alea sunt niște piscine naturale. Stați să vedeți dacă... Alea. Alea. Alea de acolo și pe aici. Toate. Gonzalo, Gonzalo, disfrútalo. Hey, vamos a gozar y bajarme con la champola que te traigo yo. Disfrútalo. Eso. Trombone. Hai, spune-ne, te rog, despre acest loc. Nu știu nimic. Nu știu nimic. În afară de faptul că încă Muntrești este foarte bun aici. Așa. Și acum am venit să furăm rețetele, să furăm secretele. Da, nu știu deja. Îl fac, dar vreau să văd ce îmi lipsește din original. Hai să vă arăt ce frumos e aici. Asta este prăjitura, cea mai bună prăjitură din lume, tres leches. Am ia să se uite la istoria acestui orășel Garacico, care pot să zic și eu, că eu știu. Nu știu dacă vedeți plaja, dar uite, oamenii fac baie, și pe acolo sunt câțiva. Acum urcăm acolo așa sus, este un punct, nu știu ce mirador în română. Mirador. Bine sau de... De unde vezi? Vedere. Cu un fel de platform. Mergem până acolo, ne întoarcem înapoi prin orășel, e doar... 11:38, adică nu e foarte târziu, nici foarte devreme. Bine, probabil că pe la 4 suntem acasă. Vedem, fără stres. No nací para doblarme, yo nací para guerrear. No nací para doblarme, no nací para guerrear. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Y no pienso.
pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Olvidar de mi cultura. Așa-mi place parcul ăsta. Nu, Cristina, e micuț așa, dar select, drăguț. Suntem tot în Garacico. Și parcul ăsta este unul super compact. E așa mic, cu scări. Scări peste tot scări. Dar foarte, foarte drăguțel așa. Luna noiembrie, nouă ni se pare. Acum nu știm dacă este oficial sau... Dar așa credem noi. Se pare nouă, e oficial. Da. Că tot înflorește aici. Tot felul de flori, tot felul de chestii. Uite și ăștia ce faine sunt aici. Leandru. Pentru orice bărbat delicat, o floare delicată. Cuerpo entero. Los ríos son como brazos, la tierra mi cuerpo entero. Las aves platican todo y los vientos son sinceros. Las aves platican todo y los vientos son sinceros. La tierra es mi madre y yo soy. Iar aici este practic piața centrală sau centrul acestui orășel. Bine, noi zicem orășel, dar el de fapt e un sat. Că îl faci în 10 minute, faci tura. Dar din cauza că este așa turistic, e tot timpul plin, după cum vedeți. Hai, pe piața aia știi că mai prins noi, tu. Ăștia care vin. Da, artizanale, chestii artizanale. Aici așa se vând chestii de aici, de localnici. De parcare goală. Uitați ce s-a umplut aici în decurs de o oră, oră jumate. Am așa de curge o zi din weekend din familia Florea. Am ajuns înapoi acasă. Încă timp ne-a sunat Vlad. Pe Vlad îl știți. Are și el un vlog. Vlad Marini spune, mai de mult spunea la Căpșuni din Tenerife și ne-a sunat că el are chef de grătar. Dacă ieșim undeva, eram în Garacico. Am zis, da, bro. Hai, ne întoarcem, merg la un stop să iau ceva cărniță, cărbun mai au mașină de la trecută, ne-am adunat deja trei familii. Mergem aici la noi în Santa Cruz, la Las Mesas, unde o să ținem și Crăciunul. În Santa Cruz, magazinele sunt închise duminica, supermarketurile, dar mai sunt non-stop-uri. În schimb, în Puerto de la Cruz și în sud, nu, totul este deschis. Lidl, etc. Acolo așa, aia este Gran Canaria. Deci acolo așa, Gran Canaria. Eu cream că e din aia pentru un sfat de la mine, de la Levi și de la Cristina. După 45 de ani, 42 de ani și 10 ani de pe pământul ăsta, încercați să vă bucurați de fiecare moment, fiindcă nu știu ce aduce ziua de mâine. Și există un verset în Biblie care îmi place mult, care spune: ajunge zilei necazul ei. Și e adevărat, ajunge zilei necazul ei. N-ar vrea să ne îngrijorăm pentru ce e mâine, pentru ce va fi mâine. De-aia trebuie așa mentalitatea să fie, să trăim în moment. Și dacă cineva mi-a spus astăzi, de exemplu, când a fost Vlad, mi-a spus astăzi, bro, vii la un grătar? Da, vin la un grătar. Nu vrem să refuzăm ocazia asta, să putem sta în natură, să putem să, nu știu, să socializăm. Ce dacă este fost din congelator înghețate și stăm la soare cu ele? Ce dacă? Și ce dacă am omorât cola? Și ce dacă am omorât cola, da. Am reușit să dăm drumul la foc, grație Cristinei, care ea a fost cu ideea. Și acum așteptăm să vină restul. Da, da. Fain aici. V-a plăcut Gran Canaria? Nu, acum nu se vede, v-aș arăta o, dar nu se vede așa de la distanță. În schimb se vede feribotul care vine din Gran Canaria, Fred Olsen. S-a să vedeți ce dungă lasă.
Să vă văd cum ar veni, adică Vlad se apucă iarăși de YouTube-oreală, așa că urmăriți canalul, căută Vlad Marin sau cum? Tot Vlad Marin, da. Vlad Marin. Eu l-am făcut o pauză de... Am făcut o pauză de vreo 2 ani zile, dar plănuiesc să reapar. Se apucă de vlogăreală. Pentru cine mă urmărește, vă pup și mi-e dor de voi, mi-e dor de ce aveam noi așa. Super. El este, practic, inițiatorul și precursorul la toate vlogurile din Tenerife. El a început aici treaba cu Tenerife și a făcut o treabă bună și începe iar. Da, așa. Erau cei de la emigranții din Tenerife care aveau vlog și eu am fost primul care am avut vlog. Da. Deci el va începe iarăși. Dar datorită acestui vlog îl cunosc pe Chip, îl cunosc pe Mihai, îl cunosc pe Marius, îl cunosc pe Radu, cam toți oamenii cu care ies pe aici în Tenerife îi cunosc datorită YouTube-ului și zic, bă, frate, e bun YouTube-ul ăsta la ceva totuși. Așa și noi, foarte multă lumea cunosc. Da, foarte multe de treabă. Și noi am văzut pe ei pe YouTube, așa i-am contactat odată când am fost în Tenerife, deci da, știți, nu Nokia Connecting People, YouTube acum. Deci stați tuned. El o să fie cu vlogăreala și el, nu suntem concurenți, că noi ne înțelegem super bine. Noi urmează să facem niște vloguri împreună, că noi am fost niște doi proști, că noi suntem foarte prieteni, ne cunoaștem, ne întâlnim destul de des și niciodată nu facem vloguri împreună și alții se promovează unul cu altul, unul cu altul, știi? Și e o prostie asta, că n-am o să merg bine. Cu caravana, nu? Da. O să meargă cu caravana, nu știu pe unde. În Fuerteventura și în Lanzarote. Dar, da, deci o să vină niște vloguri de turism. O să am unul din Maroc, pe care l-am filmat, l-a filmat Anca și n-avea telefonul ăsta cu stabilizator. Și o să vedeți de ce a ieșit. Și apoi o să am niște vloguri despre ce fac eu pe aici. Și apoi o să mergem de Crăciun și de Revelion cu autocaravana. Și o să-i vedeți și pe ei, pe la noi, pe la... Super tare! Acum filmăm vloguri peste tot. Orice. Orice mișcă. Frigedor toarta. Așa trebuie. Frigedor toarta. Ia uitați ce bucătar maestru este Vlad. Burger, puiuc... La cei? Omidă, nu? De la Caterpillar. Din partea lui mami și Lunei, că Luna vrea cărniță. Cine vrea? Ce vrea? Să mai aștepte. Cărniță, vrea cărniță Luna. Pentru mami mă grebe. Cum îi zice la asta în engleză? Centipede zice. De la cu 1000 de picioare. Ei au venit. Tu n-ai venit, tu ești doar un mâncăcios. Și cum îți ziceam, totul mănânci de pe oase, da? Că eu când eram mic... Exact. Am salvat o grămadă de copii din Africa. Mi-am mâncat toate legumele. Am văzut ceva stand-up, da. Da. Bravo, fetița! Uitați ce câine frumos aici! Brand! Spune mulțumesc, mă! Cum spui mulțumesc? Așa spui tu mulțumesc! Așa spui tu mulțumesc! Foarte faină! Foarte fain specimen! Y con los pies firmes y con mucha libertad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Olvidar de mi cultura y perder... Toată lumea stă pe mâncare, pe astea și tu ce faci, bro? Cugetez. Ai arătat greșit, și tu pe... Cred că am greșit-o pe asta, că nu de cuget, nu? Da, dar că e licență poetică, bro, e licență poetică. Auzi, dar ai filmat-o și tu pe aia mea, pe cățeaua mea, pe vlogul tău? Ai zis că e geniu? Nu, am zis că e de brand, e marcă. Da, uitați-vă lupul meu, uite lupul cum vine. Te vine marca. Ce faci, mă? Ce faci? Cine e brandul ăsta? Ce faci tu? A cui e brandul ăsta? Ce faci? Da? Deci e cățel frumos, inteligență. Luna, hai și la mine. Cine vine brandul? Hai, du-te și la el. Unde e brandul? Să vă explic. Eu am mai avut un câine, cel mai prost pe care l-am văzut vreodată. Adică eu când e ceva, eu zic. Nu.
să fim serioși, ce crezi că mi-au un câine în fiecare an? Nu, când eram eu mic, am avut cel mai prost câine vreodată, un dalmațian, Pongo îl chema. Cum? L-am zis, Pongo. Ah, ca și 901 dalmațian. Bravo, mă! Și acum, uitați-o pe asta. Ia uite acolo. Ia uite cum urcă. Zucă oi să ia. Eu vă zic, asta caută oi. Capre, oi. Mă rog, ce au pe aici? Uite. E pastor. Unde e pisica? Ce înseamnă să fii tine? Dragilor, gata, plecăm acasă, ne luăm rămas bun. Încurge lada frigorific. Da. Se întunecă aici? Pa, pa. Și ne vă pupăm. Pa, pa.